Bun, bun, salutare băieți, bine v-am regăsit. Azi am un deck foarte mișto să vă prezint. L-ați văzut și pe net. Mie merge foarte bine cu el, am jucat câteva meciuri. Efectiv nu ai impresia că poți să piezi cu el. Foarte greu să-l bați. Ai tot timpul reacții la ce se întâmplă pe tablă. Ai armură, surprinzător. Rush Warrior cu armură. Atenție, o să vezi meciul următoare. Am pus aici o carte. Foarte, foarte mișto. Khargath Bladefist, nu joacă nimeni în deck-ul ăsta. Tot o joacă numai Rush War, în cel control. Băi, m-am gândit la început că, bă, poate nu o să fie bună. Bă, sincer, un Rush Warrior cu 30 armură, 25 armură, ce zici? Mai poți să-l bați. Deci sunt agresiv, reacționez la tot ce se întâmplă pe tablă și pe lângă asta am undeva la 20, 18 armură. Cam greu să mai bată cineva, sincer. După cum vezi aici deck-ul, Athletic Studies, avem nevoie în Prison Garden pentru armă, e foarte bun stage dive, e foarte ușor să-l corupem. În principiu, vrei să ai 3-4 minim cărți în mână, înainte să joci conditioning-ul, să poți să profiți de el. Depinde cum merge meciul. Dacă vezi că e match de control, țineți mai multe cărți în mână, tot timpul să ai peste 6-7 cărți în mână. Când ai conditioning-ul, tot timpul să fii la tura 10. Că vrei să profiți la maxim, să-ți dea plus 3, plus 3. Avem Alexstrasza, avem Troublemaker, Crash-ul foarte bun, greu să-l omori și la cât este el normal, 3 cu 8 sau 3 cu 9, nu știu exact cât e. Dacă mai ții și bafezi, orică-l prinzi cu stage dive-ul, orică în mână în timp ce dai conditioning, nu poate să-l omoare dintr-o lovitură, e foarte greu. Mai avem cărți Runtaku, iar ne bafăm Whaley, trebuie să ne tragem tot timpul cărțile, chiar dacă nu jucăm un deck de Nezot. Ar merge parcă și Nezot în deck-ul ăsta, dacă stau să mă gândesc bine. E puțin cam late, dar parcă ar merge, având în vedere că avem multe clase diferite. Deci avem dragoni, avem... Ce avem aici? Avem mech, dragoni, ăla nu-i demon. Așa, avem beast cu crash-ul. Ar merge și Nezot. Putem încerca și cu varianta aia. Nu cred că poate să fie foarte rea. Ok, deci, Rokara... Mă, deck-ul e clasic. Deci nu s-a schimbat foarte mult în Rush Warrior de când am jucat. Am mai jucat de vreo lună. Dar ce s-a schimbat e foarte bine. Adică Crash-ul e foarte mult value și, cum ți-am spus, Khargath-ul. Mi se pare că e o carte care nu joacă nimeni în deck-ul ăsta. În primul rând, poți să surprinzi pe mulți. E și bună pentru că reacționezi, e în ton cu deck-ul, știi? Deci nu face nimic deosebit, doar că îți dă armura aia, e foarte bine. Dar e același lucru ce face toți mobii tăi, adică tot rush face și ăla și ai doi mob de rush. Știi ce zic? Deci chiar merită să-l bagi în deck, o carte foarte bună. După cum vezi aici, am jucat cu Priest de două ori, l-am bătut, Druid, Warrior, am întâlnit un Warrior, l-am bătut. A fost mecuciu de control. Mă, ăla a fost destul de nasol, am avut impresia la un moment dat că pot să-l bat. Când ajungi foarte, foarte late, că am ajuns late cu el, am ajuns la ultima carte. M-a bătut pentru că el a fost... Na, așa-i făcut deck-ul ăla. E făcut de late, reziști în late mult mai simplu decât unul care e agro spre. Deci noi suntem un fel de mid-range, nu suntem chiar agro. Druidul l-am bătut. Cred că, dacă mă gândesc bine, cred că a fost Rhyme Druid, dar l-am bătut. Warlock-ul, nu a apucat să-mi distrugă cărțile, l-am bătut foarte simplu. Rogue-ul a fost puțin mai greu meciul, dar l-am câștigat. Eu zic să-l încerci, 8-6% win rate. N-am jucat multe meciuri, dar eu zic că dacă tu nu ești în Legend, deck-ul ăsta te poate aduce foarte, foarte simplu. Dacă ți-a plăcut, dă-mă acolo un like, un subscribe. Ne vedem data viitoare, rămâi cu meciurile, o să-ți placă. Salut! Nu știu ce druid joacă el, dar... Mă, dacă e token... Nu pot să zic că-s neapărat mulțumit de mână. Dacă e orice altceva, e ok. Dacă e token, e cam nasol puțin. Bă, dar e niciodată, mă, deci joc deck-ul ăsta, cred că de vreo 6 meciuri acum, de când mi l-am făcut. Niciodată nu am prins conditioning în mână. Deci niciodată. Să zici că, bă, îmi bafez și eu la început, nu știu, tura 4-a, 5-a, niște mob și pot să profit de chestia asta să joc următoarea tură, să... Nimic. Bă, la tura 10, a 11 am vine și mie unde, da. Puțin cam mai ore. Zic și eu. Adică nu știu ce să zic. Asta nu e foarte rău, am bafat.
Dacă mi-o moară pe amândoi, nu fac ce... Nu sparge nicio carte. Nici decent. Tura viitoare depinde. Dacă o să joace ceva, jucăm car, gata, să-l omorăm. Dacă își dă ramp, mergem cu Sword Eater-ul. Sau dacă dă Hero Powered Mantle cu Sword Eater-ul. Cum mă lovește atât timp în față, mă? Dragul de el. Hai să punem presiune pe el de la început. Preferam, ți-am, să am și conditioning-ul, să am mobii puțin mai mari, dar na, asta este acum. Ne descurcăm cu ce avem. Acum probabil că o să-și dea ramp-ul. Văd că are încă și coin în mână. Câte cărți are asta în mână? 100 de cărți. Cum îl lovește pe ăla? What? De ce și-o dat de două ori? A, să joace și pe... Are de două ori, mă! Uită-te la el că e nebun, mă! Deci ăsta e efectiv nebun. Om nebun. Om nebun. Mă, dacă îl lovesc așa... Și așa... Și așa... Eu zic că e ok. Cât are mana? Tă 5. A, nu juca nimica. Să-i de overload la sol. Speram să aibă vreo 2 mana tura asta, să pot să trag o gură de aer și eu să pot să mă pun pe tablă cu mai mulți mobi. Da. Și buff. Apă, dă-mă, nu juca nimica. Ai bun atunci. E destul de bun. Salut! Mai auzim, băiatul. Bine, măi, hai. Hai că am golit tabla cum trebuia. Următorul, la rând. Ba, acum că am întâlnit rush-ul warrior, control warrior, vreau să zic numai că nu vreau să mai întâlnesc. Nu știu exact acum ce match-up-uri sunt defavorabile. O să le întâlnim pe parcurs, dar ăla știu sigur că nu mai vreau să le întâlnesc. Nu e cazul. Așa. Ok, Tiranda. Mă, mână, ui. Bună, mă. Mână bună. Dragonic Studies, ok. Era de așteptat. Hai să punem asta jos. Avem nevoie de armă. Mai facem niște clear-uri sau dacă nu... Nu știu, mergem face. Da, probabil că o să mergem și face. Ok, hai să vedem aici ce descoperim. Rocara e foarte bună. Rocara e foarte bună. Punem ceva pe tablă? Nee. E ok. Dar vrea să-și bufeze. Îl simt. Îl simt că vrea să-și bufeze. Ideea e că trebuie omorât. Cum jucăm aici? Mă, asta nu mă ajută cu absolut nimica. Asta nu face niciunul survive. Aia e toată problema. Înțelegi tu? Niciunul nu primește survive. Să jucăm așa. Pare un play foarte prost. Foarte prost mi se pare play-ul ăsta, dar trebuie să-l omorăm, nu pot să îl las să-și fac un taunt. Chiar nu-s fan. We will feed
și ăsta trebuie omorât. Bă, dar cam mulți trebuie omorâți acolo. Mai să mi-l fure pe ăsta, ar fi ca lumea. Hai că n-ar fi foarte rău dacă l-ar fura. Vreau să pun, dau mai mult damage. N-o să jucăm. Am vrut să joc aici coin și corrupt, dar nu. Așa. Bun, nu mi l-a furat, e foarte bine. E foarte bine că nu mi l-a furat. Aici putem să-l omorâm foarte simplu pe asta. Cu arma, tragem și o carte. O buffăm. Ce am prins? Overlord. Mă, avem destul de bună mâna de buffat. Încă un minion tura viitoare dacă mi-ar veni. N-ar fi foarte rău. A, uite cum mai îmi dă și el un minion. Și ăsta e și 5-7, putem omorâ pe ăla. Foarte bine. Ce vrei, mă, să-mi dai mie, să-mi spargi cărți, mă, tată? Tu te auzi? Așa, prima dată tragem o carte. Cool. Un picuț de buff nu strică. Foarte bine. Poate mai rezistă încă. Dar ce mare e ăsta. Deci asta e cartea contra deck-urilor de control. Singura carte care, dacă ajungi în late, poate să-ți câtige meciul. E și un buddy mare care atași direct cu el. Sărăcie. Aici mă bag. Mă bag cu băiatul. Pe ei, pe mama lor. Interesant dacă m-am văzut. Dar 3900 rank. Cum a dat așa? Diferență mare. Mă, aici ăsta nu-i rău. Chiar nu-i rău. Atât timp cât nu mi-l fură, e foarte bine. Cât timp nu mi-l fură... No, asta e cartea ce mă ține în joc. Împotriva lui un deck de genul ăsta. De control. Putem omorâ, nu-i problema. Și mai facem puțină armură. Cute. Cred că o să-l scoatem afară aici. Ce ziceți? Ce ziceți, băieți, să scoatem afară? You are ready for this. Mă. Destul de... ok. Acum, știi cum e? Depinde ce are mână. E o carte, dacă știi 7 mana, încopiază toți mobii și mă atacă. Aia ar fi dezastru aici. Dacă nu are, în schimb, are aici un buton. Îi zice resign, dacă nu are. Ce, poate să-și atace pe el direct? Nu spune că și atace. Deci nu fii atât de prostie de carte cât să și ataci în tura aia. Te rog. Patău. Mă lovi pa mei, mă! Tăte ce nebun e el, mă. Dar cum îl omore pe... Nu știu cât am aici de am, eu nu mă întrebă. Da, am simțit eu că am ceva damage. Mă, nu mai are multe cărți în mână, aia e destul de ok. Cum s-a băgat el acolo, mă, cu Nixia ăla, mă? Dai tu seama. Aveți faptul că am 20 armură încă mă țin în meci. Deci dacă nu aveam cartea Kargat, care nu joacă absolut nimeni în deck-ul ăsta, efectiv, împotriva celor care sunt atât de lenți și de control, cum e Priestul, cum e Warrior-ul, cum e și Warlock-ul, poate, nu ai nicio șansă. Bă, dar mai joci multe porcării din astea de cărți, mă. Asta nu-i de aici.
actually. Nu mai punem altceva, că ne poate mere ușor. Mobi. Nu-i băgăm prea tare. Îl forțăm tot timpul să aibă cărți în mână, să-mi golească tabla aia, toate chestia. Și dacă nu le are, cam moare. Da, dacă, sau nu, dacă nu le are, mai descoperă altele, știi cum zic? M-am încurcat, am uitat că joc împotriva lui Priest și dacă nu are, descoperă. Nu ceva mare, te rog. Ceva micuț. Da, ce micuț e. Ce micuț e ăsta? Mă, te-ai cam băgat acolo. Te-ai cam băgat. Dar nu mai am curaj. Hmm. Mă, sincer, nu-mi place. I-a dat și heal la porcăria aia de carte, mă, frate. Dat heal, mă. Du-te la gara. Pune și pe băiatul, cu fiatul. Bun, fără să ai noroc, ai o carte în mână, nu ai noroc. Nu ai prins nimic. Ești ultimul boschetar. E cam nimic. E ok. Bun. E decent, decent. Samura aici nu face nimica. Asta. Îi dăm niște cărticele în mână să aibă și el. Mai ales când îi buffăm pe băiatul. Ceea ce nu e foarte rău. Și merge în face. A mers destul de bine face acolo. Hmm. Mă, ideea e că dacă o prins ceva nebunie acolo și îmi golește tabla, nu mai am nimica. Deci are 2 de... Da. Nu mai contează. Bravo. Și ai 2 de 1. Să fii sănătos cu ea 2. Noapte bună, Priest. Te-am pupat. Uite cât armură am, mă, te-și nebun la cap, mă, curaj, warrior, cum să ai atât armură? Pare puțin cam infect. Știu, ai ieșit afară, acum o să stai până trece timpul, aia e, măcar ne mai facem puncte un pic. Eu mai mult decât am câștigat, nu? Și cam asta a fost, nu? Bă, surprinzător de bun, decu. Chiar îmi place. Îmi place. E drăguț. Atât timp cât câștigăm încă bine, e mișto. E mișto. Să fii sănătos. Asta deja probabil că e în alt joc. Ufiștez jocul deja. Da, mai se întâmplă. Pam, pam. Pac. Uite că se bafează în clama. Bine, Priest. Bravo. Să fii sănătos. 5070. Mă, și-a fost 3900 ăsta, mă. Așa diferență mare încă în Legend n-am mai... N-am mai întâlnit, cred. Deci atât de mare diferență încă n-am mai întâlnit. Ce jucăm Priest iară, mă, ce... Zebanjola. Mă, am de unul cu rank mai micuț. Interesant cum sunt rankurile astea. Nu am nevoie, asta e ok. Parade Leader poate să fie decentă. Da. Hai să vedem, să vedem ce o să iasă aici. Ne trebuie buff-uri, ne trebuie, da, da, că avem mult mob în mână. Și o să mai descoperim noi până la tura 4-a. Și poate joacă și el ceva jos, să pot să fac un trade totuși. Să nu mă țină. Asta e ok, îmi place. Nu-i la curve bună, dar... Da, asta dacă o jucam. Neavând nimic pe tablă și neavând nimic curaj. Înțelegi? Asta e ok aici. Dacă nu mi-e vine altceva. Dacă nu mi-e venit altceva. Poate să mi-l fure încă? Mă, încă nu.
Încă nu. Are 3 mana, 4 mana cu coinul. Nu, nu poate să mi-l fure acum. Și cred că o să mi-l și omor. Chiar dacă pare ciudat, o să zici, bă, da, ai armatura viitoare. Nu. O să-l omor. Nu vreau să mi-l fure. Nu vreau să mi-l fure. Prefer să moare de cale naturală. N-am chef să-l văd la el în pool. Am nevoie, cum ți-am zis meciul trecut, am nevoie de heal. Și heal-ul, iar mura. Aia e cea mai bună. Ok. Nu ne grăbim. Jucăm așa. E ok. Îmi trebuie și puțin value, totuși jucăm contra priest. Asta e destul de ok. Putem să-i dăm mil la ceva dacă joacă. Asta e ok. Chiar două mi-ar trebui din astea, chiar nu are mulți mob pe tablă. Dacă ar juca totuși ceva, acum nu știu, cred că o să jucăm pe asta. Depinde ce prindem. Dacă prindem un buff, nu o să-l jucăm. Dacă mai prindem încă un minion, ceva bun, da, ar fi ok. Are 8 cărți, mai descoperă una nouă. Joacă ceva jos sau? Încă are coin în mână. Ok. Raise that. Ce-ți mult? Ah, Venomous și... Bă, dar o să-ți dai mil. Mă, dacă ți arunci coinul. Ți arunci coinul? Tot îți dai mil. Ai bine că își dă singur. Deci n-am după ce să-i ridic. Așa, a aruncat coin. Și mai joacă ceva? Ah, bine. Bun, întrebare, ei. Îl ridicăm înapoi sus? Să-i spargem o carte? E nevoie oare? Sau ne facem? Da, am tras buff. Am tras buff, deci da. O să jucăm așa. Dacă am tras buff, o să jucăm așa. Poate spargem ceva bun. Cum ar fi? Palm Raider, e bun într-o... Într-o mână, cum a avut el în mână, cu 100 de milioane de spell-uri, probabil, chiar a fost bine acolo Palm Raider. Putea să-și reducă multe cărți, poate chiar 7-8 cărți, manalele. Pentru care 10 cărți în mână. Asta nu știu cât de folositoare împotriva lui Priest, dar... Da. Bine că e cargatul băgat în deck, nu mi l-a furat, nu mi l-a așa. E foarte bine aia. Deci mai avem încă 10 ramură meciul ăsta. Minim. Aia e minimă treaba. Bă, dar mai joc cum ești alți mob, că nu vreau să-l joc pe ăsta în prostia asta de moba tău. Și unde-mi-s buff-urile? Asta e corupt. Nu pot să fac trade în asta. Dă-i one maker-ul, hai, în ăla fac trade. Deci în one maker mă bag. 1, 3, ăla... Bă, dar cum joacă ăsta șah, mă frate, uite-te la el, mă! Hai că o juca și el ceva acolo dacă e. Încă unul! What? What? Jucăm pe ăsta, Mico? Bă! Ce urât e, mă, aici pe tablă! Rocara, bun! Băi, cât value avem în mână, mă, dar nu face absolut nimic băiatul ăsta, mă, și ăsta stă și doarme, mă, frate. Dar fă ceva, tati. Ești un pic agresiv, dar ai vrea să joci și tu o carte. Asta e foarte bun tura viitoare, că avem mulți mobi. Îi putem bafa destul de bine. Mai ai unul.
ăla-i, mă, în sfârșit, joacă o carte, mă, Doamne ajută. Doamne ajută că joacă și el o carte, mă. Bravo. Bravo, mă. Felicitările mele. Ai jucat și tu o carte. 7 mana. Are un milion de cărți în mână, practic. Toate cărțile din lume sunt la el în mână acolo. Mhm. Hai, tinere. Tinere student. Hai, da. Histeria. Bă, ai smite sau ceva? Are smite sau ceva. Bă, deci nu joacă absolut nimic, nu pot să interacționez cu el nici cum, nu face nimic, mă. Degeaba am mobii ăștia mari, nu fac nimic cu ei, frate. E un boschetar ăsta, mă. Da, du-te la gara, mă, dar fă ceva, mă, tată. Bă, dar ce enervant e pristul, mă, deci nu pot să cred, mă, cât de enervant e pristul ăsta, mă, frate. Deci, efectiv, nu face nimic. Cum să, nu știu, interacționez cu cărțile lui, cum să fac ceva și eu? Efectiv, n-am ce să-i fac. Uite, uite cât stă, are 10 spell-uri în mână. Bă, dar ce gunoi de deck, mă, n-are niciun win condition, că nu are nici, ca tu, nu joacă nimic. Până acum nu mi-a arătat că joacă nici nezot. Deci joacă o sărăcie de deck, care nu face absolut nimic decât să țină de match mult. Ține de match, ține de match, poate își face puncte, poate cumva din greșeală câștigă, că mă plictisesc, o să mai stau și poate dau resign. Nu face nimic, nu joacă, nu. Stă și el. Mai își dă un heal. Mai dă un smite. Da. Uite-l, uite cât se gândește. Zebanjola asta, uite cât se gândește. Și își dă heal, își dă heal. S-a gândit o oră și-a dat heal. Și joacă Flash Giant. Ce zici tu de Flash Giant ăsta? Eu cred că omul ăsta e și nebun un pic. Deci eu cred că puțin are ceva. Puțin are ceva cu căpățânaia lui. Așa l-aș juca pe ăsta. Vai de capul meu cum l-aș juca. Ca un câine. Dar nu pot prostul ăsta. Uite ce cărți joacă și el. Dacă scapă și dă heal, e foarte rău și o să fiu foarte nervos. Dacă nu-l omori. Dacă nu-l omori. Bun. Cred că de frică mi l-a pus să lovească pe ăla. Avem aici un admirator secret, Lazy Titan. Mm-hmm. Hai, tati, joacă ceva, joacă ceva. Flash Giant ai jucat, mă. Ultimul Haleș, mă. Ce faci, copiezi tabla? Iarăși faci 100 de cărți și asta acum. Ce ai acolo, mă? Asta îi trebuie și ție pe ăla. Da. Bă, de ce mare e ăsta, mă? Nu mi-l omorâ? Nu fi nebun. Decât să mi-l omoare, mai bine așa oricum. Dar bine, mă, băiatule, hai să vedem ce e aici, că deja încep să mă enervez foarte tare și nu-mi place. Mă crezi? Că nu-mi place. Deci, efectiv, mă enervez. Vreau să golesc cu toată tabla tura asta. Toată tabla. Și cum pot să fac asta? Bă, dar m-aș duce și face, mă. Vai, ce m-aș duce și face. Dar nu pot că-l las pe ăsta în viață, pe prostul ăla. Am urtă tă tabla așa. Mă, ce-i drept altă tură când să joc chestia asta? Nu știu dacă mai fi. Uite că nu mi-a murit ăla. Mă, aș vrea să mai trag cărți.
vreau să mai trag cărți. Tu nu știu dacă vrei să mai tragi cărți, în schimb. Nu știu dacă vrei să-ți faci copii la tabla asta. Ai un miliard de cărți? Ba, mai ai și un miliard de cărți în deck. Uite că ai 16 ca mine, mă. Tot timpul când joci împotriva la Priest, ai impresia că nu mai are cărți în deck, pentru că tot timpul îl vezi cu 10 cărți în mână. Nu, descoperă cărți. Tot timpul descoperă, deci fiecare carte a lui descoperă alte cărți. Și asta te gândești. Și mai are și Value Weaver, care a jucat la trecută, care mi-a descoperit vreo 4-5 cărți. Atunci iarăși face tabla din nou full. Înțelegi? Cool. No, asta o să fie heal aici. Deci asta e heal-ul pe el. Îl simt. Of, 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 of. Dar cine survive? Că nu survive nimic. Numai că... Am jucat prost, mă trebuia să joc prima dată. Da. A, ăla e carte bună și aia. Bă, măcar nu și-a făcut heal. Nu mă înțelege greșit, nu m-a plăcut play-ul ăsta. Nu vreau să aibă o carte mare ca să-i de apoteosis. Cum ți-am zis, n-are niciun win condition priestul ăsta, e ultimul boschetar. Dar dacă tot timpul rămâne cu viață multă și cu 16 milioane de cărți în mână, te bate la un moment dat, că te bate. Că nu mai ai ce să mai joci. Da. Uite când mi-a venit, cum ți-am zis la început, îmi vine buff-ul după 2 ore, când n-am mob în mână, când e pe finalul meciului. Nu mi-l omorâ și pe ăla, mă. Nu fi ultimul boschetar, mă. Bă, dar numai heal-uri și prostii de cărți are în deck-ul ăla lui Infect, mă. Cum vrei să câștigi cu deck-ul ăla, mă, frate, Infect? Cu ce vrei să mă bați? Cu ce, Dumnezeu? Și Raise Dead are un miliard de Raise Dead, și descoperit Raise Dead. Și mai dă și alt Renew, acum mai își dă un pic de heal tura viitoare. Oh, Doamne, Doamne. Na, uite, în sfârșit am prins și o carte decentă. Doamne ajută! Doamne ajută, mi-am prins și eu o carte decentă. Da, chiar pe ăla, dacă dai apoteosis, nu-mi pare rău. E ok. Bă, dar ce meci, urmă! Priest ăsta tot timpul ai un meci foarte enervant și lung, care ai impresia că nu se mai termină niciodată. Când vezi că nu are nici catul la începutul meciului și vezi că și cărțile lui nu sunt, nu știu, nu vezi elementalul, nu vezi mai multe cărți să zici că băi, dânzot, te gândești ce poate să fie asta? Care e win condition-ul lui în afară de faptul să te enerveze și să-și dea în continuu heal? N-are niciunul. Deci efectiv vrea să te bată la ultima carte când mai are unu viață și tu ai luat damage pentru că nu mai ai cărți. Altcum nu poate să te bată. Deci efectiv nu are cum să te bată altfel. Îl descoperă în continuu cărți, nu, face el ceva aici, chestii. Face chestii, uite, uite la el. Uite-te la el cum joacă, mă. Deci dacă mă bate prostul ăsta, deci chiar o să mă enervez dacă mă bate un prost ca ăsta. Măcar pe listul dinainte juca un zot, un ceva, dar ăsta chiar e ultimul boschetar. Lasă-mă în pace cu heal-ul tău, mă, de boschetar ce ești, mă. Vai de capul meu, dar cât de enervant poate să fie, mă, omul ăsta. Incredibil cât de enervant ești, mă. N-ai niciun win condition, ești omul nimănui. Și le vrea să câștige, mă, cu prostia asta de deck pe ladder. Bă, și eu am jucat Priest, dar, nu știu, fără Nzot, fără Yogg, fără ceva, nu poți să joci. Deci n-ai cum, dacă n-ai un Old God, măcar unul. Eu jucam cu 2-3. Măcar un Old God, dacă nu ai, n-ai cum să câștigi, mă, frate. Ce faci, cu un Plague Prododrake și cu un Flash Giant ce ai avut acolo random în deck? Ce să faci acolo? Bine, ai un milion de Raise Dead, deci aia 2-3 mob care ai tot pe aia, ți-i reinvii până... Până ți-ai zis, mulți, probabil că o să... Iasă afară, se predă, până nu mai are răbdare, nu mai are nere, deja îi se pare că e foarte... Uite cât e enervant e. Deci e foarte enervant, știi deco. În sine e foarte enervant. Prea mult, uite-te câte din astea au jucat, mă, ăsta, mă.
Ce-mi trebuie? Troublemaker aici, probabil că o să dau ăsta face, că deja nu mai suport, deja vine să mă spânzur când văd. Deci, efectiv, nu te mai suport. Cu deck-ul tău. Nu te mai suport. Nici tu nu te mai suport deja. Te simt că nici tu nu mai ai chef să mai joci. Că și eu când joc cu Prince, de multe ori am impresia că nu mai am chef. Are removal, are tot, mă. Se pare corect. Uite, un milion de hero descoperit. Uite-te la el. Uite-te la el, mă, ce bolând. E nebun de cap omul ăsta. Uite că i-a dat un rufia. Ai de capul meu. Ești ultimul nebun. Hai, copiază-mi și pe ăsta. Știu că vrei o armură. Când vezi armură, trei murtăt, așa. Mamă, mamă, mai prelungesc meciul încă o oră. Hai, trebuie, trebuie să neapărat să-mi fur, să faci ceva copie. Ce trebuie asta, simt. Prostie tare de cărșile aia acolo în decola, o carte ca aia, ai, e parfum. Deci e efectiv parfum cartea. Trebuie oricum, ori mi-o furi, ori dacă nu, nu știu, măcar să-ți faci copii la tabla mea, trebuie să-l ai. Deci trebuie avută cartea aia, nu poți altcumva. Nu, nu, nu ăsta e play-ul. Nu, trebuie ăla să-mi-l iei. Sau să-mi dai silence, mă, nu înseamnă cum să-i trebuie. Mă, hai că silence-ul... Are și histeria el. Lovește-l mă pe tău, dă dor. Dă dor pe tău, așa. Nu lovești pe tău, te rog. Fapt, stai că era clar că l-am... Bă, dar ce prostie de deck! Deci nu mai suport efectiv pomul ăsta, mă. Deci efectiv nu îl mai suport, mă, dar du-te, dar ce, mă, prostia ta de deck infect, mă, frate. Și acum dă iară ceva porcărie de carte, iară îngolește tabla. Deci cât de enervant poate fi deck-ul ăsta? Deci foarte enervant. Uite-te, uite cum joacă, mă. Uite-le cum joacă. E ultimul boschetar, mă. Și iară dă Raise Dead, mă. Al șaptelea Raise Dead îl dăm. Al șaptelea Raise Dead. Nu mai suport. Nu mai suport. Deci nu mai suport. Gunoiul ăsta de deck nu pot să-l înțeleg. Dar dai bani, scoate-l din joc, mă. Bă, scoate porcăria asta de deck din joc, mă, că e foarte enervant, mă, e un gunoi de deck infect, mă. E ultimul gunoi de deck infect ăsta. Dar du-te la gară de aici, mă, boschetarule, cu deck-ul tău infect. Cam aș pe el de deck. Numai stă și te ține în meci două ore, că tu n-ai altceva mai bun de făcut decât să stai cu un prost de priest două ore într-un meci. Să-ți copieze toate cărțile, să joace al 16-lea Scorpid, pentru că 16, da, atât poți să spui în deck, tu nu știi. 16 Scorpid, poți să spui și vreo 7 One Maker. Atât spui în deck. N-ai nimic altceva, ai 2 mobi. Și-au avut și Flash Giant-ul, nu știu de ce l-au avut în deck pe ăla. Nu prea am înțeles. Că l-a fost puțin în plus. Flash Giant-ul ăla. Deci, efectiv, 2 mobi are în deck, mă. Deci, dacă te uiți la replay la meci, are doar 2 mobi. Ăștia 2 iare. Și Flash Giant-ul, nu înțeleg de ce, pus acolo, random printre ele. Tot ce-au jucat a fost numai heal, 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 și-au făcut cărțile micuțe, heal, silence, și atât. Bă, deci e absurd, mă, dar cine poate să joace așa un deck de genul ăsta? Deci dacă mai se întâmplă să câștigi? Da, câștigi. Păi e o porcărie de deck, mă. Deci, efectiv, e o prostie de deck. Nu, uite-le. Uite-te la el, că e nebun. Păi, nebun omul ăsta, dar dă-mi troublemaker-ul să mă bagă în el, mă, bată-l în cap. Da, du-te, da, cidă. Nebun boschetar, ce, aici puteam să iau mai mult armură, dar nu mai vreau armură, vreau să-l bat odată, că nu mai îl suport pe omul ăsta. Nu îl mai suport efectiv. Vine să-l, mă duc să-l caut, să-l omor. Și să-l întreb, cum Dumnezeu ai răbdare să joci așa un deck de... Nu mai zic, nu mai zic nimic. Sunt nebuni. Le place să joace, uite, al 14-lea apoteosii deja. A jucat.
Nu mai suport. Nu mai te suport. Păi renew, nu mai da renew, lasă-mă în pace, nu mai îți da flash heal. Nu mai îți da flash. Deci ce prostie, bă, frate, dar dă-mi troublemaker-ul ăla, mă. Dar nu-mi da, mă, cărți din astea, mă, dar serios că tot porcării din astea de cărți îmi dai, mă, frate. Bă, deci efectiv îl lovesc 10, 12, 14 pentru tură, mă, și-și face viața la, 2, la 30 din nou, bă. Deci nu pot să cred, mă. Deci asta chiar caută doar heal tot meciul. Deci de când începe meciul, el dă la tura 1 renew să-și caute un alt renew. Sau un desperate prayer sau ceva. Da, mâncă, mâncate iar câinii și pe tine. Mâncă carte și du-te la gara. Da, acum normal n-ar trebui să mă duc face. Chiar dacă mi-aș bag un milion heal. Normal, se pare corect că-și bag un milion heal. Deci iar plin. Iar e full viața, e ok, așa trebuie. Dar o să-l omor totuși. Mă enervează. Mă enervează. Mă enervează. Aici cred că a așteptat el troublemaker-ul să joace copii la tablă. Soul Mirror. De-aia nu s-a băgat trecă cu el. Deci nu mai am cu ce să-l bat. Nu mai am cu ce. Ce efectiv nu am cu ce. Să golesc tabla nu am cu ce cu decul ăsta. Deci am doar tabla asta. Care acum mi-o golește. Normal, cum are al 14-lea apoteosis. Al 14-lea descoperit. Nu are apoteosis. Nu, dar nu ai descoperit apoteosis din 14.000 de cărți și ai descoperit cărți? Dar tu ești destul de trist, mă. Cu deck-ul ăla tău infect. Ai vrea să nu-mi omor chestii. Mersi. Ai vrea să nu mai ai alte cărți care mi-omoră alte chestii. N-ar vrea. Dacă nu vrea, nu ce pot să fac. Deci uite cât de infect e ăsta. Hai de capul meu. Dar du-te la gară cu deck-ul tău, mă. Bată-te în cap cu deck-ul. Uf! Stai, să-mi vine să-l omor pe ăsta. Deci îmi vine efectiv să-l omor. Mai suport pe omul ăsta. Am conditioning mai am în deck. Deci dacă îngolește tabla acum cumva mă sinucid. Deci nu pot să cred. Câte cărți mai are în deck? 5 cărți. Mă, îmi fatig, nu știu dacă o să-l bat, dacă îmi colește tabla aici. Nu știu cum îl pot bate în fatig. Soul Mirror mă scoate afară. Dragonic Studies, dacă găsește pe ăla ce 12-12 de mă omoră pe toți, iară îs mort. Pentru că nu am cum să-i omor. Deci nu am cum să-i omor pe ăla. Deci pe ăla efectiv nu-l pot omorâ. Deci ăla e singurul ce îmi termină meciul aici, dacă îl prinde. Pe Deathwing. Îmi omoră tot. Și sunt mort. Sunt pa. Alexstrasza. Nu. Alexstrasza te scoate afară. Prostie de deck ce ai și tu. Ești afară să nu te mai văd. Du-te daci de pișa de player. E joacă tristă. Bine, mă. Scădem sub 5000? Hai să vedem. Bravo, mă. Hai că a fost bine. Deci batem pristul. Oricât de enervante. Ceea ce e foarte, foarte ok. Bă, deck-ul ți-l recomand. N-am jucat multe meciuri cu el. Dar ți-l recomand. Am 86% win rate după 7 meciuri. Bă, eu zic că e ok. Ne vedem data viitoare. Salut!